Proiectele benefice pentru locuitorii orașului nostru nu se opresc aici. Edilul Marius Creciu, preocupat de atragerea a cât mai multor fonduri europene, dorește printr-un nou proiect independența energetică a orașului în ceea ce privește iluminatul public. Facturile tot mai mari la energie electrică, dar și spectrul unui nou val de scumpiri face ca primăria municipiului Drobeta Turnu Severin să se gândească tot mai mult la surse alternative de energie, mai ales pentru alimentarea iluminatului public. Cel mai important proiect din punctul meu de vedere este cel legat de faptul că dezmembrăm un teren pe care îl avem în comuna Izvorul Bârzii pentru a face un parc fotovoltaic. De fapt, noi ne-am dorit un parc de 5 MW, nu s-a putut, l-am împărțit în 5 proiecte mai mici. Astăzi am aprobat primul proiect, proiect prin care încercăm să devenim independenți din punct de vedere al iluminatului public. Adică primăria să nu mai plătească iluminatul public, să producem noi curent electric, să putem să oferim severinenilor un serviciu pe care primăria să nu-l mai plătească. Implementarea unui astfel de proiect nu este un lucru ușor. Normativele în vigoare sunt foarte stufoase și mereu suferă modificări, iar edilul Marius Creciu este convins că va reuși acest proiect care va însuma, la final, 5 parcuri a câte 1 MW pe oră fiecare. Este un deziderat al nostru de ceva timp, de când au apărut posibilitatea să atragem aceste fonduri. Din păcate, la nivel central, nu mai știu la care minister, se tot schimbă datele, astăzi facem într-un fel, pregătim documentele, s-a schimbat ghidul, iar ne cer alte lucruri, unele se scot. Sperăm că vor avea înțelepciunea necesară să ne dea nouă posibilitatea ca primării, ca unități administrative, pe bani europeni, să facem aceste parcuri fotovoltaice, să nu mai plătim și noi curentul. Dacă am reușit să facem aceste 5 parcuri, primăria ar economisi undeva în jur de 12 milioane de lei pe an. Asta înseamnă 2 milioane și jumătate aproape de euro. Ar fi un lucru extraordinar, bani pe care i-am putea folosi în alte scopuri, și ar fi pentru toată lumea benefic. Cele 5 parcuri ar putea aduce o economie în bugetul local de aproximativ 2,5 milioane de euro anual.